Vicepreședintele Parlamentului, Liliana Palihovici, își aniversează astăzi ziua de naștere. În acest an a decis să sărbătorească un pic mai altfel decât până acum, nu primind cadouri, ci dăruindu-le un zâmbet celor mici. La grădinița de copii cu deficiențe de vedere din municipiu a petrecut o oră alături de micuți, citindu-le o poveste. O, Doamne, spune ursulețul, exercițiile se îmi fac foame. Se repezi la dulap, de unde scoase borcanul cu miere. Totodată, omagiat a donat instituției un computer și mai multe CD-uri cu povești, întrucât pentru copiii cu deficiențe de vedere, acestea pot fi mai ușor ascultate. În felul ăsta sper să ajut educatorii în procesul educativ și totodată să dăruiesc și eu. Ce pot să le dăruiesc acestor copii? Dragostea, căldura mea, o poveste bună, citită bine. Și totodată le-am adus și mai multe discuri cu povești, fiindcă pentru ei cititul este un pic mai dificil, dar ei sunt cei copii care doresc să audă povești frumoase. În semn de recunoștință, copiii au mulțumit omagiatei pentru timpul petrecut alături de ei, pentru care i-au cântat și dansat. Apoi i-au adus felicitări cu prilejul zilei de naștere, dăruindu-i flori și o poză, pe care deputatul la rândul său a promis că o va păstra la ea în birou. Grădinița respectivă este și singura instituție din municipiul Chișinău unde părinții care au copii cu deficiențe de vedere îi pot lăsa în grijă specialiștilor. Aici ei beneficiază de mâncare și tratament gratuit. Personalul instituției este fericit atunci când se găsesc oameni care îi ajută cu diferite donații. Deși nu se plâng, recunosc că ar mai avea nevoie de aparate pentru tratamentul micuților. După ce șed la aparate, le așezăm la calculator, care avem speciale programe pentru copii. Putem să... De ce aveți nevoie aici? Avem nevoie de sinoptofare. Sunt stricate. Sunt stricate, că deja au de 35 de ani, de când e grădiniță. Grădinița de copii cu vedere slabă a fost fondată în anul 1979 și dispune de 160 de locuri. Inga Cebotar, Vitalie Moisei pentru Cotidian.